Ho-ho-ho! Deci, de fiecare dată când o aud pe fetița asta care spune că m-am ascuns în frigider și opresc timpul, îmi vine să-i dau dreptate. Eu chiar în frigider trăiesc, dar în frigiderul de la Polul Nord, care este natural, acolo unde sunt copaci, este și aer curat. Și acolo stă moșul, dar acum, pentru că trebuie să vorbesc cu voi de la Itzy Bitzy FM, de la 07 25 300 700, mi-am luat un milion de scrisori în weekendul ăsta pe care le-am citit pe toate. Măi copii, îmi cereți luna și stelele de pe cer, iar moșul care este darnic și e bun o să vi le chiar aducă. Trebuie doar să sunați. Hei, Denisa! Ce faci, Denisa? Bine! Câți anișori ai tu? 10. 10 ani! Te-ai uitat aseară cum ningea frumos afară? Ha? Da! Și n-ai ieșit afară la o bulgăreală? Nu! Era prea târziu, nu? Da! Ei, ia spune, Denisa, ai fost astăzi la școală? Da! Ați învățat ceva frumos și instructiv? Repetiție pentru sărbarea de Crăciun. Ah, deci ați început deja repetițiile. Crăciunul e, uite, bate la ușă. Duminică. Bine, Denisa, îmi spui o poezie? Poftim? Îmi spui o poezie, un cântec, un colind, o ceva? O poezie, nu știu. Un cântecel? O să cânt un pic dintr-un colind. Ia să-l auzim. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, că au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Așa! Bravo, Denisa! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Dar spune-mi, Denisa, pe siret, sunt mori? Poftim? Ai văzut vreodată o moară pe siret? O moară? Da! Nu! Nu! Dar eu știu că sunt mori pe siret. O să le vezi când o să crești mai mare. Până atunci, Moș Crăciun îți trimite repede la siret acolo o jucărie Lego. Da? Și în câte zile îmi vine? 2-3 zile maximum. Da? Pentru că trebuie să-ți osească... Trebuie să-ți spun în... și strada pe care stau? O să-i spui după ce întrerupem noi convorbirea, spiridușul care mă ajută pe mine o să vorbească cu părinții tăi și o să scrie totul. Stai liniștită, niciun copil n-a ratat cadoul, da? De la moșu. Da. Bine, ne luăm la revedere, te iubește moșu și acum vorbește cu Rareș. Da? Da. Ce faci, Rareș? La 6 ani ești încă treaz? La 6. Cum? La 6. 6 ani. La ce oră te culci tu în fiecare seară, Rareș? La 9. La 9? Și cum? Îți spune cineva o poveste sau adormi pur și simplu? Moșule, cu pleterul tare rara mine ajuns și stai tare puțin tel, cât să-ți cânt un cântecel. Îți dau darul și apoi te duci iarăși de la noi. Nu mai pleca iar la drum și rămâi cu mine acum, că-s cu minte și sunt mic și aș vrea să-mi fii bunic. Of, 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 of. Rareș, aș rămâne cu tine încă vreo 20 de ani. Dar sunt și alți copii la fel de drăgălași ca tine care de-abia l-așteaptă pe moșul să vină cu cadouri la ei. Da? Deci, Rareș, da, o să mai vin odată, acum... Am vorbit cu tine la telefon, dar în ajun de Crăciun o să vin chiar în persoană, la tine acasă, și o să-ți aduc cadouri, da? Da. Mi-a plăcut poezioara ta cu Moș Crăciun.
Bine, la revedere, te iubește moșu și îți trimite o jucărie Lego, da? Da. Pa, la revedere! Iar acum o să vorbim cu Maia. Alo? Rămâna, moșu! Ce faci, Maia? Bine. Ai tu 6 anișori? Da. Cum te stalintă pe tine mama când te strigă? Măiuța. Măiuța lui mama, nu? Da. Și tati, cum te strigă tati? Bursuc. Bursucelul lui tati. Și tu cum o strigi pe pisicuța ta? Da, n-am pisica. Of, m-am întristat. Eram sigur că ai o pisicuță cu care dormi noaptea. Am părtușor de Guinea. Oh, ce frumușel este să ai mare, mare grijă de el, da? Mare grijă da. Să ai. Sunt foarte drăgălași. Și ce-i dai să mănânce la porcușorul de Guinea? Fân, apă, mere și multe legume. Ai. Mă bucur, mă bucur. Și mai am și un frățior. Și ia de-mi la telefon. Mi-l dai sau e prea mic? Să rămâne, moșule. Hai să trăiești. Tu câți ani ai? 9. Oh, tu ești mare. Și cum te cheamă? Alex. Alex, să ai grijă de măiuța, da? Da. Mare grijă și împreună să aveți grijă de porcușorul de Guinea. Pe el cum îl cheamă? Tică. Tică. Tică cel mic fără frică. Tică. Tica, e fetiță? Da? Da. E fetiță, o dulceață. Auzi, mi-ai scris scrisoarea de Moș Crăciun? Ți-am trimis-o pe WhatsApp. Mi-ai trimis-o pe WhatsApp, foarte bine. Dacă mai trimiți odată, să-mi trimiți și o poză cu porcușorul de Guinea, da? Da. Bine, vrei să-mi spui o poezie tu? Sau Maia? Maia. Ia să-mi spună, Maia. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Bravo! Bravo, Maia! Uite, Moș Crăciun îți trimite o jucărie Lego pentru cântecelul tău frumos. Și îți spune că te iubește și te lasă să vorbească și cu alți copii, da? Da. La revedere. Mulțumesc, ție, lui Alex, moșule. Părinților și porcușorului de Guinea. Pa, pa! Te iubesc, moșule. Și eu pe tine, pa! Hei, Darius! Da. Câți ani ai? 7, nu? Da. Dar spune-mi, Darius, te-ai gândit vreodată câți ani are Moș Crăciun? 100. Deci, Darius, răspunsul corect este următorul. Moș Crăciun este de când lumea și va fi cât este lumea asta. Atâta timp cât vor fi copii pe pământ, va fi și Moș Crăciun. Când dispare Moș Crăciun, s-a terminat cu lumea asta. Ăsta e răspunsul corect. Vrei să-i spui lui Moș o poezie? E, până te gândești tu la poezie, să-ți mai spun un lucru. Acum 59 de ani... Moș Crăciun, cu plete galbe, a sosit de primăveri și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, și aduce multe la fetițe și băieți.
Așa, Darius. Așa, Moș Crăciun, uite, asta voiam să-ți spun. Acum 59 de ani, întâmplător mă aflam în Alexandria și am ținut un copil de 2 luni pe genunchi și l-am binecuvântat și el m-a binecuvântat, că de aia țin eu minte de acum 59 de ani. Da, Darius, Moș Crăciun îți trimite un set de construcție Lego să ajungă la tine acolo, la Alexandria, da? Da. Bine, te iubește moșul și te lasă să mai vorbească și cu alți copii, da? La revedere! Pa, pa, pa! Pa! Copii, nu uitați, 0725300700, Moș Crăciun este la Itzy Bitzy FM! Chiar așa! Maria? Da! Ce faci? De unde ești? Din București. Din București, dar unde este comuna asta 1 decembrie? Comuna 1 decembrie. Unde este? În București? Județul Ilfov. Așa. Și ce faci tu acum acasă? Stau. Ai încercat mult să dai de moșu? Da. Mult, mult. Și uite, în sfârșit, ai reușit să mă prinzi. Sunt Moș Crăciun, sunt la Itzy Bitzy FM, pe care tu l-asculți în fiecare zi, când ai timp, normal. Câți ani ai? 8 ani jumate. 8 ani, deci ești în clasa a doua, nu? Da. Of, 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 of. E greu la școală? Nu. Nu e greu. Oh, înseamnă că ai învățat o poezie la școală, pe care să mi-o spui mie, nu? Da. Ia să auzim. Am plecat să colindăm, dom-dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom, să înălțăm. Și-au plecat la vânătoare, dom-dom, să înălțăm. Să vâneză căprioare, dom-dom, să înălțăm. Căprioare n-a vânat, dom-dom, să înălțăm. Și-a vânat un iepuraș, dom-dom, să înălțăm. Să facă din blana lui, dom-dom, să înălțăm. Vezi, mă frumos, domnului, dom-dom, să înălțăm. Bravo, bravo, bravo. Ai văzut că a nins ieri seară? Da. Mai puțin și venea iarna, dar în curând va veni. Iar Moș Crăciun îți trimite un set de construcție Lego, că atunci când va fi viscol afară și va fi frig și va fi să nu ieși afară, să te joci cu Lego. Bine? Da. Te iubește moșul și la revedere. Da. Pa, pa! Iar acum vorbesc cu Dominic, care are 7 ani și este tocmai din Cluj-Napoca. Da, Dominic? Alo? Așa este, cum am zis? Da. Ești din Cluj? Da, sunt din Cluj. Acolo a nins? Da, a nins dimineața. Dimineața. Și ai ieșit la o bulgăreală înainte să mergi la școală? Da. Așa, puțin, cu colegii, cu prietenii. Of. Da. Ia zi, Dominic, îmi spui un cântecel, o poezioară, ceva? O glumă? Colindă. Ia să o auzi. Am plecat să colindăm, dom-dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom-dom, să înălțăm. Să vânese căprioare, dom-dom, să înălțăm. Să vânese căprioare, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom-dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom-dom, să înălțăm. S-au vânat un iepuraș, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Să facă din blana lui, dom-dom, să înălțăm. Vești frumosul domnului, dom-dom, să înălțăm. Vești frumosul domnului, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Bravo, Dominic, bravo, bravo. Auzi, Dominic, dar te întreb un lucru. De ce s-au dus copiii la colindat dacă știau că boierii nu s-a acasă? Nu știu. Tu ai fost vreodată la colindat? Da. Și tu te duci de obicei când oamenii sunt acasă, nu? Da.
ca să-ți audă colindul. Na, bine, Dominic, te iubește moșul și-ți trimite un set de construcție Lego la Cluj. Bine? Mulțumesc! La revedere, Dominic, să crești mare bine și deștept. Pa, pa, pa! Bine. Copii, nu uitați, 0725300700, Moș Crăciun este la Itzibiți FM. Și nu uitați, cei care știți să scrieți, adică sunteți mai mărișori, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp o povestioară, ceva drăgălaș, ceva spectaculos. Moșul de-abia așteaptă. Iar acum, o fetiță de 5 ani stă cu urechea lipită de telefon? Nu. Cine este la telefon? Alo? Alo? Cu cine vorbesc? Mă numesc Sara Victoria Vasiliu. Au, Sara Victoria și mai cum? Vasiliu. Așa, și spune-mi, cum te strigă, mămicuța, Sara sau Victoria? Sara. Și știi că am fost la un copilaș acum vreo două zile care avea o pisicuță pe care o chema Sara și l-am întrebat cum o strigi când o alinți și a zis Săricica. Pe tine cum te strigă, mămicuța? Ha? Sari. Sari. Of, of, of. Și câți ani ai zis că ai? 9. 9 ani. Deci la 9 ani îmi cânti ceva? Da. Ia, să auzim. Iarna a sosit cu zăpezi de vis, fulgi jucăuși, acum să aștept pe drum. Totul este alb, cu sclipici de argint, și pe drum colindătorii se aud cântând. Clopoței, clopoței, vesel sună iar, o zăpadă ca-n povești am primit în dar. Clopoței, clopoței, sună neîncetat, și vestesc că în curând vine moșul drag. Și pe la ferești, chipuri de copii, așteaptă cu bucurie moșule să vin. De prin depărtări, de prin alte zări, săniuța fermecată astăzi va sosi. Clopoței, clopoței, vesel sună iar, o zăpadă ca-n povești am primit în dar. Clopoței, clopoței, sună neîncetat, și vestesc că în curând vine moșul drag. Of! 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 Și vestesc că în curând vine moșul drag. În curând, adică sâmbătă noaptea, spre duminică noaptea, că luni este Crăciunul, nu? Așa. Da. Bine, te iubește moșul, Sara, și îți trimite un set de construcție Lego să te joci tu iarna asta, da? 0725300700 e un telefon la care tu ai dat și vorbești cu Moș Crăciun. Te iubește moșul și te lasă, da? Da. La revedere! Pa, pa! Iar acum am să vorbesc cu Iulia, care are 5 ani și jumătate. De unde ești, Iulia? A? Din Chiajna. Din Chiajna. Măi, tocmai am trecut cu sănioara prin Chiajna. Dacă știam, poposeam la tine. Dar lasă că am să poposesc pe 24 în ajun de Crăciun, da? Până atunci însă tu, Iulia, o să-i spui lui moșul o poezie? Da. Ia să o auzim. Sfărăzut în podobin, Moș Crăciun a țipit, săracul e obosit, credeți că la vârsta asta să umble toată lumea, când e desfătuta mea, nu e greu, cine ar putea să alerg veac după veac, să mai duc în spate un sac, hai să mai lăsăm un pic, să se odinească, zic, să se simtă mai vănică și el îmi e bunic. Este și voinic, este și bunic, să se odihnească un pic. Măi, măi, Iulia, Moș Crăciun nu obosește niciodată, pentru că dacă ar obosi, mulți copii ar rămâne fără cadouri. Da,
Este el bătrân, dar are energie, are putere să ducă cadouri la toți copiii. Așa o să facă și cu tine în ajun de Crăciun, când ai să primești cadourile pe care le-ai scris lui moșu în scrisorică. Sper că ai scris, nu? Da? Da. Așa, Iulia! Te iubește moșu și îți trimite o jucărie Lego acolo la Chiajna. Da? Mulțumesc! La revedere, iubita mea! Pa, pa! 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 Iar acum am să vorbesc cu cine? Alo? Sabina Popovici. Sabina Popovici. Și mai ai și un frățior, a? Da, îl cheamă Alex. Alex, care e mai mare, tu sau el? Eu sunt mai mare. Tu ești mai mare. El are 6 ani. Și tu? Și tu câți? Eu am 8. Tu ai aproape 9. Op, vă certați cumva vreodată? Nu. Nu. Se mai întâmplă? Nu prea mult, măcar. Uneori se mai întâmplă, nu? Poftim? Se mai întâmplă vreodată să vă certați? Nu. Da. Vă aveți ca frații cum ar veni. Vă iubiți, nu? Bine, cine îmi spune dintre voi o poezie și cine un cântec? Hă? Păi eu am o poezie. Ia să camera. La drum. Așa. Moș Crăciun la urcuș s-a pornit cu sacul spate. Drumul e rău și lunecuș și moșnagul nu mai poate. Lung se uită în tărât, scuturându-și barba rară de omăt și oftează sub povară. Greu totu' că greu de tine, ia că stau și mă sucot. Dacă nu cumva e mai bine să mă mut mai către vară, că sunt bătrân și nu mai pot. Deci stau și mă socot, dacă nu, cumva e mai bine să mă mut mai către vară? Ha? Da. Că-s bătrân și nu mai pot. Ba da, pot. De Sabina pot încă să vă aduc cadourile exact cum mi le-ați cerut. Tu și cu frățiorul tău ați scris scrisorică? Da. Și care dintre voi vrea să-i aduc cadouri mai multe și mai frumoase? Alex, desigur, el, bineînțeles, mai multe cadouri. Bine. Cadouri. Moș o să facă în așa fel încât să nu vă certați, să vă iubiți și să primiți cadourile pe care le meritați, da? Sabina, da. Vă iubește moșul și pe tine și pe Alex. Vă urează să fiți frați buni, să aveți grijă unul de altul și își ia la revedere de la voi. Pa, pa! Da, pa, pa, te iubesc! Și nu uita, vă trimit un set Lego să vă jucați, da? Da, puțin, vrei să... Ce? Vrei să... Să? Vrei să ți-l dau puțin, da, pe Alex? Da, dă-mi-l pe Alex. Ok, acum. Așa. Îi vână bocă un... Alex? Da, un... Alex? Ala. Așa, zi. Eu sunt Alex. Așa, tu ești Alex. Unchi de plusă, e male, e de cuș. Așa. Of, 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 of. Ce emoție am. Ce emoție are. Of. Bine, Alex, gata. Mi-a spus poezioară surioara ta. Tu ai... A, cum? La revedere, Alex. Vă iubește moșul pe amândoi și vă trimite o jucărie Lego. La revedere, pa, pa. Iar acum am să vorbesc cu Edi și cu Eliza. Sunt doi frățiori, bănuiesc, da? Eliza are 5 ani și Edi 7. Da, Edi? Da, Edi. Da? Așa, Edi. Având în vedere că tu ești mai mare, o lași pe surioara ta să spune ea poezia sau o spui tu? A? Ești Eliza. Nu știu, Edi. Cum? Sunt Eliza, nu știu, Edi. A, tu ești Eliza. Păi știi, când copiii sunt mici, da, nu prea poți să-i cunoști la telefon care e fată, care e băiat. Deci tu ești... La lui Eli, mai mare. Așa, tu ești Eliza, da? Eliza, îi spui lui moșu. Da, să spun poezia. Ia, spune-mi poezia. Noi am pregătit să bani, pentru o mare sărbătoare. Sărbătoarea de Crăciun vine moșul, dar și moșul se va bucura. Dar să lasă și-o cânta și frumos o recita. Mulțumesc, mulțumesc.
mulțumesc, mulțumesc, Eliza. Și Edi e pe acolo, și Edi? Ha? Da, se furisează pe aici, Edi. Tu ești Edi? Ha? Sunt Eliza, dar nu mai știu numele. Dar spune Eliza, ai zis că ai și un frățior pe care îl cheamă Edi. E pe lângă tine? Da. Dă-mi la telefon. Dă-mi la telefon. Bine. Da. Ce face Edi? Bine. Cine are grijă de tine? Eliza sau mămicuța? Mama. Mama. Iar tu ai grijă de Eliza, că e mai mică, nu? Eu am grijă de Eliza, că sunt mai mare decât ea. Păi asta-i, că ea este mai mică, tu ajuți să traverseze strada, tu îi faci curățenie în casă, la jucării, că de-aia ești mai mare, nu? Da. Așa, Edi. Vrei să-mi spui și tu o poezie? Da, asta o poezie. Ia să o auzim. Moșurăciune, sacul tău este încărcat mereu. Și toți anii tu ne dai și când vrei tot plinul ai. Moșule, de rost să vii cu musaj de bucurii la copii și la părinți, că așa a fost cu minți. Și părinții au fost cu minți, nu? Și vin cu sacul, da, și la copii și la părinți. Da, bine. Edi și Eliza, vă iubește moșul, să fiți cu minți, să vă iubiți ca frații și vă trimite un set de construcție Lego acolo la Pașcani. Da? Da. Bine, da. La revedere, pa, 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 pa. Copiii moșului, dragii moșului, a mai trecut o zi, Crăciunul bate la ușă, a început timid să ningă ieri, ușor, ușor se instalează iarna, iar voi o să vă jucați cu jocurile Lego pe care vi le-a trimis moșul, iar ceilalți copii care n-au apucat să vorbească cu moșul la telefon îl vor vedea în persoană în ajun de Crăciun. Până atunci, copiii moșului, adică până mâine la orele 20, nu uitați, cei care știți să scrieți, scrieți pe WhatsApp ceva drăznet, ceva să-i placă lui moșul, ceva, o amintire, o întâmplare fantastică care vi s-a întâmplat vouă și moșul va premia din sacul lui care este infinit. Dragi copii, până atunci, inspirație și noapte bună! Vă salută Moș Crăciun!